Domnule Mureșan, în acest moment există pe masa Guvernului un proiect de ordonanță care prevede majorarea fiscalității în România începând din 1 septembrie. De ce credeți că se gândește Guvernul la lucrul ăsta și ce efecte vor fi? În primul rând, Guvernul se gândește să-și majoreze cât mai mult nivelul de venituri la bugetul de stat pentru că au o gaură enormă, enormă, deci față de ceea ce declară ei, eu cred că este dublă gaura aceea, deficitul este mult mai mare. Nu de 4,4 cât spuneau ei până acum, deci este mult mai mare, este cred peste 6, pentru că fiecare guvernare și-a majorat cheltuielile bugetare, au dat fără număr tot felul de facilități angajaților din sistemul bugetar și atunci este normal că acum de undeva trebuie să acopere și măsurile pe care încearcă ei să le propună și să le aplice sunt niște măsuri pompieristice. Și este exact ca cei mai proști pompieri care încearcă să stingă focul într-o parte care mocnește și va exploda sau se va aprinde în alte părți mult mai puternic, pentru că efectul va fi unul total advers. Haideți să luăm, vă rog, pe rând măsurile prevăzute de guvern sau avute în vedere. Zice așa că angajații din IT vor mai beneficia de scutirea de impozit pe venitul salarial de 10%, dar numai pentru veniturile brute de până la 10.000 de lei. Ce efect va exista pe piața IT? Și numai pentru un singur salariu. Exact. Deci de-aia, dacă o persoană este angajată în două locuri sau are două contracte de muncă, doar pentru unul dintre ele. Deci, automat, majoritatea salariilor din domeniul IT-ului, mai ales în zona Clujului, sunt mult mai bine plătite decât în alte zone, dar acest efect este un efect național. Sau se vor gândi să se mute în alte țări, pentru că sunt țări care îți oferă pe perioade limitate 6 luni, 9 luni, poți să mergi să stai acolo. În Bulgaria, de exemplu, îți oferă scutire de impozitul pe salariu și de toate taxele și atunci tu mergi, îți faci aici un contract de asigurări sociale la o valoare minimală și nu mai plătești nicio taxă în România. Deci aici o să fie, pentru că mobilitatea salariaților din IT este enormă, mai ales în urma digitalizării sistemului privat, nu a sistemului bugetar, pentru că acela este încă în secolul XVIII, să știți. O altă măsură. Angajații din construcții, agricultură și industria alimentară vor plăti și ei contribuții la asigurările sociale de sănătate de 10%. Beneficiau de facilități. Da, gândiți-vă că cei care îi controlau au declarat, deci ITM-ul declara că în momentul în care s-a implementat măsura aceea de scutire de o parte din CAS și de CASS o parte și de impozitul pe salar pentru lucrătorii din construcții, angajarea sau munca la negru s-a redus foarte mult, aproape spre zero. Ei, acum o să se reîntoarcă și o să vedem cum fug cei de la ITM cu jandarmii după salariații din construcții sau din agricultură, din toate domeniile, unde o să trebuiască o armată și o să-i fericească pe angajații bugetari, că iarăși o să angajeze o armată de controlori ca să verifice dacă oamenii lucrează la negru sau nu, în loc să stimuleze. A fost un domeniu foarte bun, construcțiile și agricultura. Agricultura trebuie să fie stimulată în continuare pentru că avem o mare lipsă de forță de muncă și atunci normal că iarăși lucrurile o să o ia pe pantea cealaltă, lume o să se gândească cum să-și economisească și să poată și plăti salariații și să aibă eficiență în activitatea lor. O veste proastă pentru PFA-uri, vor plăti CAS, contribuția la sănătate, adică, indiferent de plafonul veniturilor obținute, iar la CAS, pensii se va aplica un plafon de 36 de salarii minime. Vor mai fi rentabile PFA-urile? PFA-urile au fost o concurență la salarii în România, pentru că erau destul de eficiente la nivelul. Acum vor fi aproximativ egale la sistemul de taxare și cu cel salariat. Și atunci, normal că lumea nu o să-și mai facă PFA-uri, dar gândiți-vă că PFA poți să-ți faci și în altă țară. Și eu merg și îmi plătesc impozitul și activitatea pot să prestez, pentru că eu prestez fără un loc fix. Deci poți să dai consultanță, să faci IT, foarte multe activități. Acum nu vorbim de activitățile PFA-uri de croitorie sau reparații încălțăminte, dar și acelea vor fi lovite, pentru că dacă vor plăti taxe foarte mari, persoanele care mai există în meseriile acestea pe care populația are nevoie de ele o să închidă, nu o să-și mai bată capul. De ce să plătească o droaie de taxe și să rămână fără aproape nimic ca câștig? TVA va crește de la 5% la 9% pentru panouri de fotovoltaice, cărți, manuale, locuințe noi.
Ce este o veste proastă? Uite, mă uit la panourile fotovoltaice și văd că, cel puțin declarativ, guvernul încuraja energia verde, dar ce se întâmplă în acest moment? Între energia verde și gaura bugetară, neagră, gaura neagră, văd că e mai importantă gaura neagră decât energia verde pentru bugetarii noștri. Vă dați seama, este un trend și un trend la nivelul Europei, la nivelul societăților dezvoltate, să încerce să-și creeze posibilități alternative de producere a energiei verzi. Ei, noi cu acest lucru iarăși oprim un trend și încercăm să oprim de la 5 la 9%. O să fie proiecte, nu o să fie proiecte. Lucrurile sunt complexe, dar oricum pe piață o să se majoreze prețurile cu 10-20% la aceste produse și atunci lumea iarăși o să se gândească dacă merită sau nu să-și mai facă aceste investiții. Pentru că oricum amortizarea lor, trebuie să fim foarte sinceri, amortizarea se realiza în foarte mulți ani. Deci nu era o chestie că în primul an și recuperezi toată investiția din panourile respective. 100%. Impozit de 5% pe tranzacțiile imobiliare cu locuințe efectuate de firme și persoane fizice autorizate. Până la urmă, cel care cumpără va plăti acest preț, nu? Până acum era o sumă scutită până la 400.000 de lei și după aia 3%. Deci de la 3% la 5%, dar 5% fără niciun fel de scutire. E foarte dificil. În România taxele acestea nu sunt logice. Pentru că dacă eu plătesc o taxă, taxă la vânzare, taxă anuală pe clădire, impozitul pe taxe locale, mai plătesc un impozit la valoare, mai plătesc alte taxe, automat taxele la tranzacțiile imobiliare sunt mai mari deja în România ca și în alte țări. În Austria se plătește fix o taxă, nu se plătesc taxe locale, 10% la achiziție și s-a închis povestea cu impozitele și taxele locale. De-aia zic, adică lucrurile sunt... Știți cum este? Când cineva e lacom, din lăcomie, acest guvern din lăcomia lui mare o să piardă mult mai mult decât crede că vrea să câștige. Vorbim și de un impozit de 1% asupra persoanelor fizice care dețin în România proprietăți imobiliare cu valoare de peste 2,5 milioane de lei. Da. Cine le evaluează? E la valoare fiscală. Valoarea fiscală la firme este foarte ușor de calculat, să-i spunem așa, că e valoarea de tranzacție și se face de un evaluator independent care verifică sau certifică valoarea fiscală de circulație din momentul respectiv. Aceea e valoarea fiscală. Acum, valoarea fiscală, iarăși, este valoarea de construcție. Deci, valoarea fiscală de vânzare sau valoarea fiscală de deductibilă. Pentru că valoarea fiscală deductibilă este cea de construcție și atunci eu pot să am o casă veche de 50 de ani și să valoreze 3 milioane de euro și da, am cumpărat-o cu 100.000 de lei. Da? Sau am o casă nouă, da? Un sfert din casa aceea și am dat 500.000 de euro, dar nu știm dacă mai valorează astăzi 500.000 de euro pe piață la vânzare. Deci valoarea aceea fiscală este interpretabilă la valoarea fiscală de cumpărare, de achiziție sau valoarea fiscală de circulație. Deci astea sunt două lucruri foarte importante. Și al doilea lucru, teritorialitatea. Gândiți-vă, o casă din București, Cluj, Timișoara, Iași, comparați-o cu o casă din Focșani, Bârlad, n-are importanță alte localități care n-au așa o putere economică. Deci nu faptul că ar avea o problemă. Și pot să fie identice casele, la fel de spațioase, la fel de confortabile. Iarăși ajungem într-un mediu arbitrar, într-un mediu artificial, în care o să înceapă să fie tot felul de interpretări subiective. Și cine o să profite de aceste interpretări subiective? Două categorii, fiscul și politicienii. Politicienii nu o să-și declare niciodată valoarea reală a ce au, că nici acum nu-și declară, și fiscul care o să vină și o să zică nu, noi considerăm că face mai mult, cealaltă face mai puțin, cealaltă și mai mult și tot felul de prostii din astea. Deci nu deci vă supărați, e o aberație și posibil abuzivă. Total abuzivă, pentru că vă dați seama, eu nu sunt de acord să plătesc o taxă mai mare decât o persoană care locuiește în altă localitate pe o legislație valabilă în România. Gândiți-vă. Pentru IMM-uri se schimbă anumite lucruri, adică de la 1 la 3% ajunge cineva să plătească mai mult impozit pe cifra de afaceri. Cine anume? Ce IMM-uri? Toate IMM-urile.
Deci 300.000 de lei este plafonul de a deveni plătitor de TVA. Și l-au adus acolo pentru că cineva a promis la nivelul Uniunii Europene, cel care a scris PNRR-ul, că va reduce sistemul. Dar să știți că la nivelul Uniunii Europene se discută foarte mult de taxarea la nivelul veniturilor, pentru că este un sistem foarte simplu și ușor de calculat, nu este manipulabil, nu este interpretabil și este general valabil și acceptat și pentru cei mai mari jucători de pe piețele internaționale să se plătească un impozit la cifră de afaceri. Ei, la noi se distruge acest sistem și să știți că IMM-urile, foarte multe IMM-uri, că era 1% sau 3% impozit, că a fost și 3% impozit pe venit, acceptau să plătească 3% numai să nu aibă de a face cu căpcăunii de la ANAF. Care veneau, dacă veneau și, în regimul ăsta de impozit pe profit și... Și automat interpretau ei și interpretau fără să țină cont nici de prevederile legale din România. Nu că nu țineau cont de contextul economic corect. Nu țineau cont de prevederile legale. Ei considerau că trebuie taxat așa. Ceea ce privește bunurile pe care le-ai dedus. Exact. Erau total subiectivi. Ei, de acum înainte o să fie regi pe piața românească, numai să aibă cu cine să mai facă. Pentru că IMM-urile o să se închidă încet. O să rămână foarte puțini. Să știți, foarte mulți clienți de-ai noștri vor să renunțe la afaceri în România, total, și să-și deschidă în altă parte afaceri, pentru că în nivelul ăsta de instabilitate legislativă și sistemul acesta de a taxa, suprataxa și a nu crea un nivel de așteptare a impozitelor și taxelor normal, duce peste cap tot mediul de afaceri. Deci, eu aștept ca cel puțin 30% din IMM-urile din România să dispară. Gândiți-vă, dar ăsta este un efect enorm pentru piață. N-au decât, tot citim în ziare, pentru că sunt foarte multe filme de tot felul de baroni politici locali, că ei au lucrări, niciun fel de problemă, că nu mai e cine să lucreze. Ei, de acum înainte numai ei o să lucreze. Și ei o să aibă contractele, pentru că piața liberă o desfințează ei și o să rămână piața aceea artificială pe care o susțin partidele politice și ei au toate contractele de drumuri, de reparații, de construcții, de investiții masive, pentru că ei și protejați și pe ei nici nu interesează legile. Ei, pentru cei care interesează legile, ăia o să fie interesat să renunțe. Așa e. Cei care au participații de 25% într-o firmă nu pot avea mai mult de o firmă în regim de micro-întreprindere în regim de impozit. Acum, 300.000 de lei o să fie, vă dați seama, sau 3% până la 500.000 de euro, sau dacă ai un profit mai mare de 30%, o să plătești impozit pe profit. Gândiți-vă, performanța în afaceri te obligă să muți să plătești alte taxe. Vă dați seama? Deci, ce gândire economică poți să ai. Deci, cu alte cuvinte, e sancționată performanța. Exact. Gândiți-vă, asta este metoda lor de a gândi și de a taxa firmele. Dacă ești performant și ai activitate și activitatea ta, ce ar vrea? Să fii în pierdere? Exact ca și firmele foarte mari, mari contribuabili, au o marjă de profit 0,5% profit din cifra de afaceri sau procentul este foarte mic. Ei, ăștia îți plăteau 1%, 3% din cifra de afaceri. Ei, dar dacă ești, ai profit mai mare de 30%, nu-i bine să câștigi prea mult pentru că ești exploatator sau ce e? Unde ne întoarcem? Ce urmărim cu acest sistem de taxare excesiv care oricum își taie ambele partide, își taie craca de sub picioare electoral pentru următoarea perioadă? Asta trebuie să se gândească. Pentru că să nu creadă că cei majoritatea, că ei au în spatele lor un susținătorii lor puternici, care niciodată nu i-au susținut așa cum chiar cred ei pe bugetarii, pentru că de aceea le-au dat salarii ca să-i susțină și să-i voteze. Ei, de acum înainte o să vedem cine o să-i mai voteze, pentru că piața se mișcă ca un val. Lumea, reacția populației este alta și o să simtă, ei o să simtă pe pielea lor, pentru că toate majorările de TVA le simt și bugetarii. Toate majorările sau dispărițiile de firme, ce se întâmplă? Când dispare un IMM, îi ia locul un jucător mai mare care majorează prețurile, pentru că nu are concurență. Ei, când nu ai concurență, îți permiți să joci la ce prețuri vrei, pentru că nimeni nu te mai oprește. Asta o să vadă și asta o să se întâmple pe toată piața românească. Ce spuneți de modul în care gestionează bugetul cei din guvern, prin toate instituțiile astea de concentrate și așa mai departe? Pentru că acum noul guvern ne-a vânturat această soluție a reducerii a 200.000 de posturi neocupate, adică care, nu știu, măsură care pare o glumă. Reducerea a 200.000 de posturi neocupate, ei au explicat-o că nu mai trebuie să aloce bani pentru
volum acela pentru alte cheltuieli. Este exact așa ca și când la o firmă, dacă eu am 8 angajați și ar trebui să am 16, eu să cumpăr hârtie igienică pentru 16 salariați, nu? E o bătaie de joc. Deci ceea ce fac ei, încearcă să... Au încercat și presa subordonată guvernului a început să zică, uitați-vă, mare dezastru în mare instituțiile sacrificiu. Publice, ce se întâmplă, că o să desființeze Institutul Levantului. Singurul care a fost lui președinte Emil Constantinescu. Aia e bătaie de joc ce fac cu noi. Vor să ne arunce așa firmituri în ochi și că ce lucruri mari fac ei cu... Nu reduc niciun post. Nu reduc niciun post. N-au implementat digitalizarea pe care ei s-au tot bătut cu pumnul în piept și că de anul viitor nu o să fie numai e-factura și SAFT-ul și toate lucrurile acestea. La fel de mulți angajați sunt în sistemul bugetar. Deci nimic nu se întâmplă acolo. Pur și simplu încearcă să ne arunce praf în ochi ca să poată să-și implementeze sistemul acesta dur care afectează mediul de afaceri și populația și după aia o să vadă aici ce o să se întâmple. Sunt foarte curios să văd ce o să se întâmple. Îmi pare rău că nu sunt mai tânăr, că vă spun foarte deschis, mi-aș lăsa afacerea aici și aș pleca din țară. Pentru că în astfel de condiții nu se poate trăi într-un sistem acest instabil și când vezi, știți când o să se schimbe, ce mi-au zis mulți, când o să se schimbe sistemul, când o să apară pe piață și o să apară foarte repede o ură împotriva bugetarilor. Pentru că ei sunt protejați, au o droaie de venituri, au o droaie de suplimente de venituri, de stres, de stat pe scaun, de stat pe calculator. Nu vezi în mediul privat așa ceva nicăieri. Ei, o să vedeți că o să apară un sistem din acesta de ură a populației împotriva sistemului bugetar și atunci o să fie rușin la fiecare să zică că lucrez la buget, pentru că lumea o să fie indignată de... Numai cu o singură condiție. Dacă nu angajează 100% pe toți oamenii, îi angajează la buget. Ar fi minunat. N-ar fi minunat. Ar fi țară, nu mi-aș dori, să știți. Am fi nu unici în toată lumea. Nu suntem departe, nu vă supărați. La 3.100.000 sau 3.200.000 de salariați, cât are România, 1.300.000, 1.400.000 sunt bugetari. Aproape jumătate. Gândiți-vă. Bugetari, instituții publice, pentru că nu toți sunt bugetari, dar sunt angajați în instituții publice. Gândiți-vă, așa ceva nu se poate. Este strigător la cer. Până ce nu se ajunge la o marjă de 20% din populația activă să lucreze în sistemul bugetar, până atunci nu o să se regleze lucrurile. Și gândiți-vă, cu implementarea sistemului de inteligență artificială, de digitalizare, în foarte multe instituții din lume, instituții publice, se reduce aproape la zero, este nivelul de salariat în unele instituții. Deci că nu mai e nevoie, pentru că le face, ei, la noi, și când o să fie inteligența artificială, o să mai fie 500 care să stea acolo să zică, da, l-am primit, îți confirm sau nu îți confirm documentul. Vă spun ce se întâmplă în finanțe, te sperii. Mulțumesc tare mult pentru analiză, domnule Orișa. Cu toată plăcerea, vă doresc o zi bună. Mulțumesc frumos!